suntem la Ai Umor. Și Mihai Petre este tot aici, la masa juraților. Așa că îl luăm la roast în continuare. Haideți să urăm curtunos de aplauze pentru Emilia Popescu. Ia să vedem. Nu cred. Doamna. Doamna Emilia Popescu. Domnul Mihai Petre, ce să zic? Mi-aș dori să fiu mai aproape de dumneavoastră. Dar cine poate? Vă împiedică? Vârsta oare? Da, vârsta, da. Uite, mă, că... Băi, asta, așa se primește o doamna Emilia Popescu. Nu te așteptai, nu? Nu. Doamne. Măi, eu zic să te obții, că s-ar putea să nu-ți convină. A fost un domn, s-a ridicat. Te putea să mă ridic eu? Chiar dacă o cunosc pe doamna Emilia, dar nu știu cât timp, nu. Mă băgam în seamă, ca prost. Îi dădeam și un cot în gură, nu mă duc eu. Pe bune. Dar Mihai nu poate să îmbrățișeze normal. Trebuie să fac o chestie. Dane, ce faci, mă? Bine, mă, fratele. E așa, se seamnă pe altceva. Nu știți voi astea. Am făcut multe emisiuni fabuloase la vremea mea, dar vă spun sincer că pentru mine cea din seara asta nu va conta. Bună seara, oameni frumoși, oameni talentați. Bună seara. Bună seara și ție, Mihai Petre. Bună seara, Emilia. Ești un star. Fascinat, nu sunt un star. Nu trebuie să dialoghezi cu mine, că... Ok, ca așa e regia, am înțeles, dar nu da, pot să mă abțin. Iartă-mă, da. Iartă-mă, sunt și fascinat. Și strălucești. Și tu. Da. Iartă-mă, la din mine om, e de înțeles, da. Da. Strălucește așa ca paietele pe care și le pune nașa mare la botez. Știi? Adică vreau să zic că imaginea e frumoasă, dar materialul... Dar nu te iau așa din prima. Știi că mai e un Mihai aici. Da. Ai. Ai de mama mea, pe care tot Emilia o chem. Corect. Prietena mea. Și acest Mihai e mereu în sufletele noastre. Noi îi spunem Mișu. E un actor mare, un actor... rarisim, un actor cu un har pentru comedie extraordinar. A făcut zeci de roluri în teatru și în televiziune, ne-a făcut să râdem de fiecare dată. Încă o dată vreau să-i mulțumesc pentru asta și să spun, te iubim, Mișu Fotino, mulțumim pentru tine. <că-i. laughs> Hai, excelent. Mamă, da. Gata, gata, Mihai, stai liniștit, o să te bag și pe tine. Seamă puțin mai mult, așa nu cum fac femeile astea cu bendeac. După ce le scrie pe Instagram, exagerez, da? Te rog să nu le mai pupi așa tot timpul, o să-ți intre în reflex. O să ajungi să mergi singur pe stradă și o să faci așa ca ciocănitarul Audi. Nu e bine, da. Delia, salut! Salut, Delia, salut! Cel mai bun produs pe care îl exportă România în Maldive, Delia! Am trimis și noi, dar l-au trimis înapoi. Noi suntem cunoștințe foarte vechi. Chiar foarte vechi, periculos de vechi, da. De când am fost jurați la emisiunea Dansează Perfect sau Te Distrug Psihic. Așa ar fi trebuit să se numească emisiunea, după cum jurizai tu. Erai din jurat în jurat. Se chinuiau concurenții, nimic nu era bine pentru tine, nimic nu era bine pentru Mihai Petre. Știi că au vrut să-ți dea și o poreclă? Nu. Da. Da. La cât erai de încuiat și de rău, s-au gândit că cel mai bine ți se potrivește tot, Mihai Petre. Asta e. Exact cum ai făcut la Asia Express. Ai făcut așa, nu? Ați observat cu toții că atunci când a ajuns la steagul final, el nu se bucura, el căuta următorul mission board. Adică era chiar dezamăgit că nu mai avea pe cine să bată. Mă rog, nu contează. Ai plecat și de la emisiunea Românii au talent, dar nu cât mine. Asta e. Dintr-un juriu ai aterizat în altul. Da. Și ești și actor. Ce? 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 Poftim? Serios, ai jucat în câteva telenovele, nu? Da, mă rog, asta nu mă fac neapărat actor. Și am o presimțire, Mihai, că te apuci de teatru. Serios? Da. Abia aștept să te văd la teatru de comedie. Da, am făcut și eu niște roluri acolo, dar nu se compară cu ce faci tu. Nu, oricine poate să dea din mâini și din picioare pe muzică. Mihai Petre! Acest Armand Asante anorexic emoțional.
Mihai Petre, să știți că nu e chiar așa încântat de el. E conștient că are anumite defecte, slăbiciuni. Știe despre el că vede doar până la 3 km, știe că este frumos până la Dumnezeu, dar nu și înapoi. Ah, Mihai Petre, da. Ești un dansator excepțional, ești un artist, ești pasiune, ești trăire. Dacă ar fi să fac o paralelă, ești ca acea senzație pe care ți-o oferă un pahar de apă rece, de izvor, aruncat pe tine, iarna, când e viscol și da. Ești dezbrăcat afară. Da, dincolo de toate, ești un adevărat profesionist. Și după atâția ani de muncă în spate, ai creat momente cum n-am mai văzut la nimeni până acum. Ai format copii, ne-ai oferit atâtea și atâtea momente frumoase. Sunt mândră că te cunosc, te respect enorm, te iubesc. Mihai Petre! Și eu te iubesc, Emilia, și mă bucur atât de mult că ne-am văzut. Și mă emoționează tot ceea ce e legat de acel început al meu, în care, să știi că mă uitam la voi și fără să știți voi, mai învățam câte una, câte alta. Da, numai prostii. Pe, mă rog, chiar și alea au fost bune. Mihai Petre, mulțumesc! Și doamna Emilia Popescu! Pitănescu! Pitănescu! Mai era un acest. Nice. Pe mine mă emoționează. Este parte ieftin. Da, clar. Nu, sincer, eu m-am bucurat mai mult că am văzut-o pe Emilia. Nici nu mai conta ce spune acolo. Emilia emană așa, dragoste, zâmbet. Mihăiță, aoleo, ce emoții am avut, Doamne ferește. N-ai văzut că am repetat vorbele și degeaba? Și am zis totuși să fiu cu ochelari ca să te văd. Că știi că nu-mi place să pun ochelari. Știam că ai această problemă, e dacă legendară. Dacă îi scoteam, deci... nu, dar zic totuși să-i văd față. Emilia, ce dragă mi-ești, ce tare că ai venit. Super, mulțumesc mult.